Întreaga activitate de reproducere a intervenției s-a cronometrat, timpul fiind extrem de important în respectarea acestei proceduri. Rezultatul a fost optim, iar, de acum înainte, medicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța pot administra tratamentul trombolitic. Tromboliza este o metodă terapeutică necesară pacienților care au suferit un accident vascular cerebral ischemic. Intervenția constă în injectarea unei substanțe trombolitice, denumită și fibrinolitică, substanță capabilă să dizolve un cheag format pe vasul de sânge. Este importantă recunoașterea cât mai rapidă a semnelor de AVC acut, respectiv prezența deficitelor motorii, a tulburărilor de limbaj, tulburări de vedere brusc instalate, asimetrie facială, tulburări de mers, a declarat conferențiar universitar doctor Axelera Danidocu, medic șef secție neurologie SCJU Constanța. Această substanță se administrează doar pacienților cu diagnostic cert de AVC ischemic acut în maxim 4-5 ore de la debutul simptomelor. Eficacitatea trombolizei este cu atât mai mare cu cât intervalul de timp de la producerea AVC-ului este mai mic. În cazul pacienților care au suferit un AVC și au urmat tratamentul trombolitic în timp util, efectele secundare vor fi reduse la minim, deficitul motor putând fi complet remis.